A jucat în multe reclame și s-a dovedit a fi un actor talentat și punctual. Latră, dar numai la comandă. Face scheme, dar doar la indicațiile regizorului. Happy, cățelușa vedetă din reclame TV, și a ascultat stăpânul pe Robin Simion și astăzi a venit la noi. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit. Bună dimineața, Happy! S-o cunoaștem și noi pe Happy mai bine. Câți ani are Happy? Face 7 ani acum în martie. 7 ani, mulți înainte. Și înțeleg că este deosebit de talentată. Da. Da? O ajută și rasa. E o rasă foarte inteligentă și foarte agilă. Da. Dar ce rasă e? Scuză-mă, ce rasă e? Border Collie. E o rasă creată în Scoția de ciobani să-i ajute la oi. Dar a ieșit cea mai inteligentă rasă. Dar degeaba e inteligentă dacă nu lucrăm cu ei. Trebuie să lucrăm de mici. Exact. De la 2 luni jumate de... am început dresajul și continuă până acum, 7 ani mai târziu. Foarte, foarte bine. Și ce știe să facă Happy? Știe să facă multe. Da? A jucat în vreo 30 de reclame până acum. Apropo, cum a ajuns să joace reclame? Eram la un festival de Hamfest, se chema? Da? Legat de animale și de câini. Și noi am făcut o demonstrație de dresaj. Da? Și a venit cineva la noi și a spus: nu vrei să joace în reclame? Și am zis: bine, mănânci calul, eu văz. Da. Hop, deja bravo! Așteaptă să lucrăm. Așteaptă, e nerăbdătoare, nu? Da, vrea exact. Vrea să lucrați. A auzit că vorbim despre ea. Ne-a salutat, ne-a spus bună dimineața. Am foarte multe reclame la activ, care mai multe decât mine, fără doar și poate. Nu, ea, ce spune ea acum? Ce zice? Zice: haide, știi că am ce să le arăt oamenilor. Exact, haide, exact. Să hai să nimeni lăsăm să aștept. Păi, hai să ne arăt ce știe să facă Happy și mai vorbim între momente. Imediat. O să vă arăt și ce știe deja. Liniște. Ne jucăm, Abby, ne jucăm! Așteaptă. Lăbuța. Și cealaltă. Și cealaltă. Bravo, fete. Haide. Happy, culca. Așteaptă. Bravo. Mor. Așteaptă. Doamne. Bravo. Happy, rol. Rol, bravo. Apropo de rol, să vă arăt una la care lucrez acum, pentru că vine sezonul estival. Se va chema comanda plajă. De pic culcat, mor, plajă. Bravo! Trebuie să stea cu picioarele sus. Plajă. Da. Bravo! Ce drăguț! Hai, intre. Perfect. Bravo. Ce frumos. Bravo. Gata. Ce frumos. Bravo. Hai. Acum merge la plimbare. Hai, între. Da. Așa. Și mai lucrez la o comandă care se va chema parcare, adică oriunde o las. Da? Parcare, Happy. Ea vine și parchează pe picioarele mele. Vă mai arăt o dată. Parcare. Da. Bravo. Bun. Pentru că... Dom'le, îmi dau seama acum de ce n-am jucat eu reclame. Păi nu pot să mă rostogolesc ca... Da. Este... Parcare. Aici, așteaptă. Este o cățea foarte pioasă, se și roagă, șezi? Da. Roagă-te. Nu se poate! Fantastic! Hai, mai roagă-te odată, roagă-te! Da, bravo! Roagă-te și tu, roagă-te, roagă-te! Mă și pupă. Așteaptă. Așa? Hai, vino aici, șezi? Ascunde nasul. Bravo! Ce frumos! Mă puțin că se mai înneacă. Dacă vorbește în timp ce mănâncă, da, se mai înneacă. Șezi? Șezi frumos. Șezi frumos. Pau! Pau! Bravo! Happy? Fantastic. Adulesa. Du-te și adulesa. Cum se roagă, mă? Adulesa, Happy. Hai. Hai, vino aici. Așa. Bravo, mulțumesc. Bravo. Hai, vino aici. Happy, unde-i Lesa? Du-te și adulesa. Hai. Excellent. Mulțumesc! Bravo! Unde-i coada? Unde-i coada? Unde-i coada? Unde-i? Unde-i coada? Bravo, fetele! Bravo! Bravo, Happy, bravo! Hai, Happy, aici! Hai, cross! Happy! Bravo! Așteaptă! Cross! Cross! Cross, hop! Alunecă pe ce? Da. Bravo, hai! Cross! Bravo! E foarte vorbăreață. Da, aș putea să lucrez cu ea, să-i scot acest lătrat, dar mi-e frică să nu-i scadă din entuziasm. Da. Și atunci am lăsat-o să fie entuziastă. Lucrăm și cu copii.
Bun. Suntem voluntari la Clubul Câinilor Utilitar și mergem la copii să le facem zilele mai frumoase. Așa. Inclusiv la copii cu boli grave, cu cancer, cu sindrom Down, cu autism. Mergem și la bătrâni, în aziluri. Deci este implicat în foarte multe proiecte, Happy. Da. Da? Face și agility, merge și la concursuri, e clasa campion România. Face bravo, de toate. Bravo. Bravo. E așa jucăușă, e de felul ei mereu sau doar acum când, mă rog, aveți acest antrenament, să spunem? Nu, e jucăușă și e haioasă și nu te plictisești cu ea. Nu te plictisești. E și solicitant, pentru că un câine performant cere multă atenție și mult timp alocat. Trebuie să-l alergi zi de zi, să-l dresezi, să-l înveți ceva nou tot timpul. În cartea lor scrie că vor să fie mai deștepți decât tine. Aha, bun! Bravo, deci, Happy. Dacă vorbim de întreținerea unui astfel de cățel, este o întreținere serioasă, bănuiesc, nu? Întreținere în ce sens? De e pretențios? Ca timp, blana, și ca timp și ca... Ca timp, da. Trebuie să-i acorzi foarte, foarte mult timp. Pentru dresaj și pentru plimbat, alergat, jucat, pentru că e foarte energic. Da. Are multă energie. Corect. Și văd că e și înfometat așa, pentru că vrea recompense non-stop. Păi când e așa încântată, așa, da. Parcare, opi. Bravo. Bravo, fetele. Bravo. Știți? Bravo. Și dacă vreți, vă mai arăt una care. Da. Happy așteaptă. Știți aceea care se cheamă Trust Fall, unde lași pe spate așa și te prind prietenii? Așa, da. Așteaptă, Happy. Hai, toarce. Șezi. Hai, 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 hai. Hai de Happy, hai. Stai puțin că s-a emoționat, vin aici. Nici o problemă. Întoarce. Șezi. Hai. Bravo! Bravo, fetele, ai sus? Sus? Da! Bravo! Vai, și trebuie să ne mai arăți o dată când se roagă. Bravo! Vai. Ce frumos! Sigur. Bravo, Happy! Hai! Roagă-te! Roagă-te! Asta. Bravo! Bravo! Poate prindem ceva, o sponsorizare de la patriarhie, cine știe. Știe, da. Mulțumim, mulțumim tare, mulțumim și noi. Robin, mulțumim, Happy! Mulțumim, Happy! Bravo, bravo, fete, latră, latră, bravo, felicitări! Latră, 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 bravo! Exact. A vrut să vă spună Happy, vorbește lumea, continuă.